Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta! Sunt Cristina Soare și astăzi, la nivel global, temperatura maximă a fost de plus 46,6 grade în Australia, iar cea minimă de minus 56,4 grade în Groenlanda. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vă spunem ce poate suferi planeta noastră din cauza efectului de seră, ce noutăți au apărut în lupta împotriva malariei și, bineînțeles, vom afla datele despre vreme pe termen scurt. Nu doar Australia a fost lovită în ultimele zile de inundații puternice, și în țări aflate în sezon de iarnă, apele au ieșit din matcă în diferite regiuni. În Franța, în regiunea Charente-Maritim, inundațiile au izolat comunități întregi. Pentru a ieși din satul lor, cei 712 locuitori din Curcuri sunt nevoiți să folosească o benă agricolă trasă de un tractor. Nu există altă soluție. Rămași fără mașini, săteni izolați se ajută între ei. Departamentul Charente-Maritim este în continuare în alertă de inundații. În Jersey, Statele Unite ale Americii, o furtună a inundat multe case, străzi, mașini și întreprinderi. Orașul Paterson a fost nevoit să declare stare de urgență. Primarul spune că respondenții intervin în tot orașul pentru a salva oamenii de ape și orice alte urgențe care ar putea rezulta din creșterea nivelului râului Passaic cu peste 3,3 metri. În anticiparea inundațiilor și din cauza numeroaselor străzi deja închise, școlile din tot districtul au fost închise ieri și azi. O echipă de cercetători franco-elvețieni a simulat pentru prima dată întregul proces de efect de seră care poate transforma o planetă perfect locuibilă, precum Pământul, într-o minge sterilă cu temperaturi infernale. Echipa de astronomi de la Universitatea din Geneva, cu sprijinul laboratoarelor CNRS din Paris și Bordeaux, aflată la originea acestei premiere mondiale, demonstrează că o ușoară creștere a luminozității Soarelui ar fi suficientă pentru a provoca acest dezastru și a face planeta noastră nelocuibilă prin creșterea temperaturii cu câteva zeci de grade. În comparație, încălzirea globală, provocată de om și cauzată de concentrația de gaze cu efect de seră în atmosferă, se exprimă mai degrabă în zecimi de grad Celsius de creștere a temperaturii. Până acum, alte studii cheie în climatologie s-au concentrat pe studierea fie a stării temperate înainte de evaporare, fie a stării nelocuibile după evaporare, explică Martin Turbe, cercetător în laboratoarele CNRS din Paris și Bordeaux și coautor al studiului. Este prima dată când o echipă studiază tranziția în sine cu un model 3D al climatului global și este interesată de modul în care clima și atmosfera evoluează în timpul acestui proces, a adăugat el. Vaporii de apă au un rol central în captarea căldurii radiației solare, la fel ca o pătură de supraviețuire, și astfel împiedică disiparea acesteia în vidul spațial. Acesta este efectul de seră. Puțin efect de seră poate crea condițiile temperate cunoscute, de exemplu, pe Pământ. Prea mult efect de seră și planeta devine o oală sub presiune. Există un prag critic pentru această cantitate de vapor de apă, dincolo de care planeta nu se mai poate răci. De acolo, totul o ia razna, până când oceanele se evaporă în cele din urmă complet și temperatura ajunge la câteva sute de grade, explică Guillaume Chavero, fost cercetător postdoctorant la Departamentul de Astronomie al Universității din Geneva și autor principal al studiului. Prima exoplanetă a fost descoperită de doi cercetători. Una dintre principalele motivații este de a determina potențialul lor de a adăposti viață. Dar autorii studiului îl văd și ca un material pentru cercetare pe Pământ. Acest lucru ar implica să se determine dacă, la fel ca o creștere mică a luminozității Soarelui, gazele cu efect de seră pot, de asemenea, să demareze acest proces. Dacă da, următoarea întrebare va fi să se determine dacă temperaturile de declanșare sunt aceleași pentru cele două procese. În ipoteza în care acest proces de evaporare s-ar declanșa, o evaporare de numai 10 metri din suprafața oceanelor ar avea ca rezultat o creștere a presiunii atmosferice la sol cu un bar. În câteva sute de ani, am ajunge la o temperatură de peste 500 de grade Celsius la sol, explică Guillaume Chavero. Mai târziu, am ajunge chiar la 273 de bar presiune și peste 1500 de grade Celsius, când toate oceanele ar fi în cele din urmă evaporate, a adăugat el. Pe stadionul de fotbal din Dortmund, peste 73.000 de vizitatori au stabilit un record mondial, întrucât au organizat cel mai mare eveniment de cântat colinde de Crăciun. După ce au cântat o colindă germană, un reprezentant al Record Institute Germany a confirmat un nou record mondial pentru cel mai mare eveniment de cântece de Crăciun. Din program au făcut parte 24 de cântece. Cea mai mare parte a fondurilor strânse vor fi distribuite între programele sociale din Dortmund. Anul trecut s-au strâns peste 100.000 de euro. Vă lăsăm să îi ascultați!
SpaceX a amânat lansarea rachetei sale Falcon Heavy până după Crăciun. Însă, între timp, cerul s-a limpezit pentru decolarea lansatorului Falcon 9. Misiunea Starlink 634 a trimis alți 23 de sateliți al lui Elon Musk către constelația de internet în expansiune a SpaceX. Racheta a decolat de la complexul de lansări spațiale al Force Station 40 de la Cape Canaveral, Florida. Prima treaptă a rachetei s-a aflat la cel de-al treilea zbor, fiind ulterior recuperată după o aterizare pe nava dronă A Shortfall of Gravitas în Oceanul Atlantic. Această misiune a fost afectată de o serie de întârzieri cauzate de condițiile meteorologice nefavorabile și după ce compania SpaceX a acordat prioritate, săptămâna trecută, lansării rachetei Falcon Heavy pentru forțele aeriene ale SUA. A sosit momentul să aflăm cum va fi vremea la noi în țară. Așadar, în această noapte, cerul va fi variabil, însă în interiorul arcului carpatic va fi ceață. Vântul va sufla cu putere în sud-vest și pe la munte, pe creste, iar temperaturile minime vor porni de la minus 5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și se vor opri la 5 grade cu plus în zona litoralului. De mâine, temperaturile încep să scadă ușor, dar vremea se menține în continuare caldă pentru această dată. Atmosfera va fi mohorâtă în vest, în nord și în centru, unde vor fi precipitații, iar către seară precipitațiile se vor extinde în toată țara. Vântul va sufla destul de tare în sud-vest, în centru și în nord-vest. Asta înseamnă că la rafală se pot atinge și viteze de 55 de km pe oră, iar la munte va sufla tare. Vă spuneam că vor fi precipitații, acestea vor fi sub formă de ninsoare. La munte și prin Maramureș, în Transilvania precipitații mixte, iar în rest vor predomina ploile. Scad temperaturile, iar maximele vor fi cuprinse în general între 2 și 8 grade. În București, la noapte, va fi rece, vom avea, iată, 1 grad în termometre, iar spre dimineață ceață. Mâine cer temporar noros, vântul încă nu pune probleme, iar în aer vom avea 8 grade. Presiunea atmosferică a scăzut deja, are o valoare de 751 mm coloană de mercur și va continua să scadă accentuat în următoarele ore. Poi mâine, mulți nori, 10 grade, dar din a doua parte a zilei vântul se va înteți. Și la munte vremea se schimbă mâine. Atmosfera va fi mohorâtă, va ninge în zona Carpaților Occidental și în zona Carpaților Oriental, iar în munții Apuseni se pot strânge cantități importante de precipitații, 15-20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla tare, mai ales pe creste, unde se pot atinge și depăși 80 de km pe oră și va fi viscol. Vom avea temperaturi de la minus 4 grade în Ceahlău până la 2 grade cu plus în Păltiniș și în Poiana Brașov și prin Predeal. La nivelul întregii țări, ziua de poi mâine aduce vreme închisă în interiorul arcului carpatic și la munte. Vorbim în continuare despre precipitații. Va ninge la munte și în nordul Moldovei. Precipitații mixte vor fi în Maramureș, în estul Transilvaniei și în dealurile subcarpatice, iar în rest va ploua. Vântul va continua să sufle cu putere îndeosebi în majoritatea regiunilor, dar viteze mari se vor înregistra la munte. Temperaturile maxime cresc ușor față de ziua de mâine și vom avea între 1 grad și cel mult 11 grade Celsius. Cercetători din Melbourne, Australia, au anunțat ieri că au înregistrat noi progrese în tratamentul malariei. Colaborarea dintre Universitatea La Trobe și compania farmaceutică Adalta a condus la o descoperire ce ar putea deschide o abordare cu totul nouă în tratarea malariei, conform unui comunicat de presă emis de către universitate. Malaria este o maladie ce poate amenința viața și care este transmisă la oameni de țânțarul Anofel. În 2021 au fost înregistrate 247 de milioane de cazuri de malarie la nivel mondial, numărul deceselor provocate de această boală fiind estimat la 619.000. Compania Adalta folosește platforma de tehnologie pe bază de anticorpi iBody pentru a rezolva probleme complicate legate de acțiunea țintită a medicamentelor și pentru a obține noi tratamente împotriva celor mai răspândite boli. În cadrul colaborării dintre universitate și Adalta au fost descoperite noi iBodies, care protejează celulele umane de parazitul care provoacă malaria, dar și de alți paraziți similari.
Până în prezent, nicio moleculă de tipul anticorpilor nu a reușit să îmbine abilitatea de a se atașa de multiple tulpini ale parazitului malariei cu capacitatea de a le ucide, a declarat Mick Foley, profesor la Universitatea La Trobe și cercetător șef la Ad Alta, care a coordonat activitatea de cercetare. Prin această abordare am reușit să dezvoltăm un tratament care protejează organismul uman de pericolul infecției în două stadii diferite ale ciclului de viață al acestor paraziți din mai multe tulpini, ceea ce deschide noi drumuri pentru tratarea malariei, a adăugat el. Maxima zilei în Europa a fost de 21,6 grade în Turcia. Să vedem cum va fi vremea mâine pe continentul european. Iată că în peninsula iberică atmosfera se anunță frumoasă și destul de caldă. La amiază, meteorologii anunță temperaturi de până la 15 grade în Lisabona. În schimb, în țările vestice și în cele nordvestice, vremea va fi mohorâtă cu precipitații, mai ales sub formă de ploaie. În țările sudice, mâine, vremea se anunță frumoasă, precum și în mare parte din peninsula balcanică. Doar prin extremitatea sud-estică sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie și lapoviță. 5 grade vor fi mâine în Sofia și în Budapesta și 16 grade în Atena. În restul Europei nu apar schimbări notabile, vor fi în continuare precipitații mixte, în nord scad temperaturile față de astăzi, iată un grad mâine în Helsinki. Am ajuns și la finalul emisiunii de astăzi, rămâneți în continuare pe TVR2. Noi ne revedem și mâine seară de la 7:10, dar nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, respectiv pe YouTube. Până atunci vă lăsăm cu imaginea zilei, să aveți o seară minunată pe mâine!